Lor mulțumim pentru că participați la această conferință de presă. Vrem să vă prezentăm stadiul lucrărilor la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură pe care orașul nostru le derulează în această perioadă. E vorba de drumul de legătură între podul Mareșal Prezan și podul de la depou, în lungime totală de 3,57 de kilometri și în valoare de 12,5 milioane de euro. Este un proiect în cadrul programului de finanțare transfrontalieră, cooperare transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013. 5,5 milioane de euro, dar o să vă dăm toate datele astea în scris, așa că nu insist asupra lor. Unde suntem astăzi? Practic, în 30 octombrie ar fi termenul de finalizare a lucrărilor. Noi am făcut deja o cerere de prelungire până în 15 decembrie, tocmai ca să avem la dispoziție răgați și să finalizăm lucrarea și să depunem toate documentele spre demontare. Astăzi suntem la 75% din ceea ce ar însemna lucrarea finalizată, astfel încât toate lucrările de consolidare, piloți, ancore, sunt în întregime realizate. Toate cele 54 de grinzi de la cele două pasaje supraterane sunt montate. La pasajul de la Gheorghe Doja, Louis Pasteur, se lucrează la placa de suprabetonare, în proporție de 70% este deja finalizată. Aici avem o bretea de legătură între Piatra Craiului și Adevărului. Ea este în proporție de 95% finalizată. Și acolo și aici s-a adoptat un sistem interesant, care presupune ideea de pământ armat. Adică aceste ansamble din beton sunt montate în felul în care le vedeți aici și între ele sunt legate cu niște stinghii, eu nu știu exact denumirea, cum se cheamă? Benzi polimerice. Benzi polimerice, da? E un sistem care e și foarte bun și în același timp asigură și o estetică corespunzătoare a lucrărilor care se fac. Deci cam în această manieră, evident cu finisajele de rigoare, va arăta fiecare dintre aceste lucrări. Noi sperăm să circulăm la sfârșitul acestui an. La sfârșitul acestui an se poate circula pe acest drum. Există și posibilitatea întârzierii lucrărilor. Ce se întâmplă în cazul în care nu se respectă termenul cu finanțarea? Plătește primăria? Ceea ce nu se va deconta până atunci va fi suportat din bugetul local, dar sperăm să nu ajungem în această variantă. N-am reușit încă să atacăm cei 660 de metri din incinta SNCFR. Sperăm că luni să primim o poziție clară care să ne permită și lucrările în această zonă. Cât în rest, din cauza situației de la CFR? Sau... Nu se pune problema de întârziere. Dacă intrăm acolo, se rezolvă fără probleme trosul nouă. Nu ridică mari probleme de execuție. În două luni de zile l-am finalizat, deci nu apar probleme tehnice acolo. Se lucrează la sensul giratorul de la podul Teodor Neș. Acolo s-a realizat și podețul peste acel pârâiaș. O să vedeți și de o parte și de alta a acestui pod. Suntem practic în situația în care bordurile sunt montate, în bună măsură trotuarul este deja executat, mai trebuie doar stratul de uzură, sunt montați și stâlpii, se lucrează chiar pe o porțiune la spațiile verzi. În această zonă vom merge să vedeți dificultățile pe care le presupune amprentarea
betonului în varianta propusă în proiect. Am discutat chiar ieri cu șeful de șantier și am lămurit chestiunea asta, o să le vedeți și dumneavoastră. Strada Făcliei este finalizată în întregime. A fost un proiect care practic s-a adăugat la acesta tocmai pentru a face legătura între drumul expres finanțat prin programul de cooperare transfrontalieră și podul Prezan. În linii mari, cam asta ar fi. Celelalte date tehnice le cunoașteți deja. În cazul în care CFR nu dă un răspuns favorabil, ce variantă de realizare a drumului expres în varianta inițială există? Sau se modifică varianta? Ce se va întâmpla? Nu are rost să gândim. Noi avem și variante de rezervă. Sper să nu fie cazul să le aplicăm. Sunt convins că până la urmă ceea ce a fost asumat la început, pentru că noi nu am făcut acest proiect că așa am gândit noi să facem pe aici. Am avut discuții, discuțiile au fost de această manieră, puteți intra fără probleme prin ampriză. Evident că noi nu puteam să cerem înainte de a depune cererea de finanțare avizele de la SNCFR. Aceste avize se solicită nu numai de la SNCFR, de la toți avizatorii, în momentul în care vrei să obții autorizația de construire. Ori perioada în care se obține autorizația de construire este deja ulterioară licitației lucrării. Da? Deci noi am discutat până atunci, n-au fost niciun fel de probleme, pentru ca ulterior să apară aceste discuții pe care le știți și pe care sperăm că le vom închide într-o notă favorabilă pentru oraș. Ne reamintiți, mă rog, am traseul drumului, care a fost scopul, lungimea lui? Am spus 3,57 de kilometri. Rațiunea acestui drum este de a face legătură cât mai bună și simplificată între zonele orașului și de a decongestiona cea mai importantă arteră de circulație din Oradea, zona Bulevardului Ștefan cel Mare, General Magheru, sensul Giratoriu și apoi spre Dimitrie Cantemir încolo. Evident că acest proiect oferă posibilitatea tuturor celor care vin sau pleacă din această zonă să folosească ambele direcții. Și atunci, dacă cineva de pe strada, dacă cineva care locuiește aici, de pe strada Piatra Craiului, vrea să meargă spre Cluj, nu mai este condamnat să folosească această arteră care duce inevitabil în turbogirație și care complică extrem de mult circulația în această zonă, urcă mai puțin de 100 de metri, face trecerea peste această bretea de legătură, coboară pe Adevărului și are acces în stânga sau în dreapta fără probleme. Așa se întâmplă și cu cei de pe Gheorghe Doja, care au la dispoziție breteaua construită pe graurilor. Asta se întâmplă cu toți cei de pe Louis Pasteur, Ecaterina Teodorou și zona aia Feleacului, Vasile Purvan, toate străzile de acolo, au la dispoziție acel sens giratoriu care se va construi în zonă și care oferă posibilitatea practic să alegi orice direcție. La fel, dacă vrei să mergi înspre Rogerius, dacă vrei să mergi înspre Marghita, Satu Mare, mult mai simplu, nu mai intri în intersecția de la magazinul Crișu și apoi în dreapta pe Independenței Ștefan cel Mare, pe Republicii și Ștefan cel Mare, ci mergi pur și simplu pe podul Teodor Neș, poate chiar mai departe pe Bihorului și cobori în stânga ca să poți să ajungi unde dorești. Deci, credem că acest drum este extrem de important pentru circulația din oraș și după ce l-a pus în funcțiune, vom vedea practic care sunt implicațiile construirii lui în ce privește circulația, făcând măsurătorile necesare. Și abia atunci vrem să facem și alte proiecte la care ne gândim astăzi. Spre exemplu, să vedem ce soluție vom găsi pentru turbogirație, intersecția de dincoace de pod, care și aia e intersecție complicată, dar e bine să așteptăm să vedem care sunt consecințele pentru circulație, odată cu intrarea în funcțiunea podului. Bretelele, cât
proiecte au fost făcute, au fost incluse în proiect? Bretelele au fost incluse în proiect în zona neeligibilă a proiectului. Sunt suportate din bugetul local. Câte? Păi avem breteaua de aici, cu acces pe adevărului. Avem breteaua de la Graurilor. Și cam atât, da? Și lucrare de pe Louis Pasteur, pe Caterina Teodoro. Și acolo avem o breteaua de 45 de lei. Da. Deci alea au fost făcute din buget? De la... Da, și tronsonul cât ține strada Făcliei. Am spus că până la intrare pe drumul expres, da? Ce lățime are drumul? 7 metri. E suficient așa? Evident că e suficient. Un drum... Pe unii spun că e foarte îngust, totuși. Dar nu există drum mai la de atât. E o centură de tonaj, asta să fie cu două sensuri. 6 metri e o bandă cu două sensuri clasică. Fiind un drum, să spunem, de legătură mai important, 7 metri, da, să ne lămurim. A fost acea discuție pe care nu vrem să o evităm, cu trotuarele de pe Caterina Teodoroiu, cu locurile de parcare, cu... Ăsta este terenul pe care orașul l-a avut la dispoziție după toate zbaterile pe care le-am făcut de-a lungul timpului. Deci, pur și simplu, atât am avut la dispoziție. Am și făcut exproprieri, pentru că unii dintre proprietarii de acolo, de pe Caterina Teodoroiu, fără să cunoască această realitate, aveau proprietate inclusiv din trotuar. Și am expropriat până la limita proprietăților faptice. A lor, da? Le-a făcut practic un bine din acest punct de vedere. Numai că 7 metri lățimea drumului și un trotuar atât cât am putut înghesui și pe unde am putut face.